Luni a avut loc slujba de celebrare a hramului Bisericii Monument Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cadrul Muzeului Satului din Baia Mare. Acest eveniment marchează și redeschiderea simbolică a sezonului de vizite în Muzeul Satului, în care oamenii de pretutindeni pot vedea elemente tradiționale și arhitecturale din toate cele patru țări ale Maramureșului, lăsate moștenire de sute de ani. Ca în fiecare an, în preajma sărbătorii de St. George, deschidem spre vizitare Muzeul Satului din Baia Mare și sărbătorim hramul Bisericuței Monument de aici din Muzeul Satului. Și cum în acest an, 23 aprilie, cade în Sâmbăta Mare, acest eveniment se desfășoară a doua zi de Paști, în 25 aprilie. Anul acesta, odată cu ridicarea tuturor restricțiilor cauzate de pandemia de coronavirus, conducerea muzeului speră ca numărul de vizitatori să crească considerabil. De altfel, chiar din 2021, turiștii au început să-și ia vizitele în Maramureș și automat și în Muzeul Satului din Baia Mare. Așteptările noastre sunt mari. Anul trecut trendul de vizitare a fost mai bun decât în anul cu pandemia, dar totuși fiind în perioadă cu restricții, n-am ajuns la nivelul de vizitare din anul 2019, așa că noi ne punem speranțele că oamenii, în ciuda războiului, să spun, de la granițele noastre, vor dori să vină și să viziteze o bucățică de Maramureș, iar dacă nu pot să ajungă să viziteze tot Maramureșul nostru frumos, noi așteptăm aici în Muzeul Satului din Baia Mare, unde avem Satul Satelor din Maramureș, unde pot găsi o bucățică de codru, o bucățică de chioar, de lăpuș și Maramureșul Voievoda, reprezentat prin arhitectura tradițională specifică acestor zone etnografice. Cu această ocazie a avut loc și o expoziție de cămăși tradiționale organizată în șura casei Preluca, precum și diverse momente artistice. Vizitatorii s-au putut bucura de asemenea și de diverse bucate tradiționale pregătite cu ocazia sărbătorilor pascale.